Cu o lună înainte de ajunul Crăciunului încep planurile și grijile despre cum va arăta masa de sărbători. Specialiștii din industria alimentară estimează costuri mai mari cu cel puțin 50% comparativ cu anul trecut, fie că ne pregătim mâncare acasă sau comandăm de la restaurante. Cozonacul, friptura, sarmalele, salata beof, pentru toate vom plăti mai mult, indiferent că le vom face acasă sau le vom cumpăra de la firmele de catering. Datele oficiale arată faptul că în ultimul an alimentele s-au scumpit și cu peste 60%. Cele mai mari creșteri de prețuri se înregistrează la zahăr, ulei, făină, unt sau lapte, dar nici carnea sau produsele din carne n-au scăpat de scumpit, iar până de sărbători este foarte posibil ca prețurile să mai crească. Masa de Crăciun din acest an va fi mult mai scumpă în comparație cu 2021, asta din cauză că prețurile tuturor alimentelor sunt acum mai mari. De exemplu, pentru carnea de porc, față de anul trecut, plătim mai mult cu 15%, iar pe măsură ce ne apropiem de sărbători, este posibil ca prețul să mai crească cu până la 25%. În prezent, un kilogram de pulpă de porc se vinde în piețe cu 23 de lei. Este foarte posibil ca de sărbători aceeași cantitate să coste aproape 30 de lei. Pe lângă carne, sunt mult mai scumpe și lactatele, chiar și cu 40%, și prețul uleiului a crescut cu peste 40%, iar prețul zahărului cu peste 60%. Asta înseamnă că și prețurile dulciurilor vor crește. De exemplu, un kilogram de cozonac va costa de la 85 de lei în sus, relatează observatornews.ro.